Au trecut 13 ani, v-ați întors în țară. De ce v-ați întors în țară după ce Dumnezeu a binecuvântat atât de extraordinar? Dintr-un punct de vedere uman, ne uităm așa și au fost adunări plantate, au fost s-a investit o grămadă de resurse și mai departe. Și viața voastră a fost investită acolo. Care a fost motivele pentru care v-ați întors în țară? Este adevărat. A fost un moment când Dumnezeu ne-a chemat în Malawi și cred în toată lumea că a fost un moment când Dumnezeu ne-a spus trebuie să vă întoarceți acasă. Cu toate că noi și acum continuăm să susținem lucrarea din Malawi, suntem cumva implicați în lucrarea de acolo. A fost, cred că cu un an de zile înainte, undeva în 2018, când am fost în România, au fost mai mulți care ne-au spus, nu vă gândiți că e bine să vă întoarceți acasă, copiii au crescut, este nevoie de voi aici. Noi deja ne gândeam că este timpul să ne întoarcem acasă. Cred în toată lumea că a fost gândul lui Dumnezeu care a lucrat în noi. Și apoi am văzut rând pe rând cum Dumnezeu pregătește lucrurile pentru întoarcerea noastră. La un moment dat s-a întâmplat probleme medicale cu Loredana, probleme medicale cu mine, cu toate că la un moment dat m-am obișnuit cu ele și ziceam că e normal, dar de fapt nu era normal. Dumnezeu cumva a încercat nu doar să ne spună că trebuie să ne întoarcem acasă, dar cumva ne-a constrâns. Și acum am toată inima pentru Malawi, mi-e drag de oameni, vreau să fiu cu ei, dar în același timp cred că noi suntem prima prioritate a lui Dumnezeu. Dumnezeu are de lucrat în noi și prin noi și în alții. Ne gândim la copiii noștri care, Samuel are 15 ani, un adolescent, au început să se confrunte cu tot felul de situații acolo, Salomea, 10 ani, ne-am gândit la copiii noștri care sunt prioritatea noastră, ca și părinți, în primul rând. Și apoi Loredana cu problemele medicale. Lucrurile astea ne-au arătat clar că este timpul să ne întoarcem în România. Cu toate că noi, cum am menționat, am continuat și continuăm până în momentul când Domnul va scoate pe altcineva ca să ajungă acolo în Malawi, să se implice lucrarea acolo. Au rămas lucrări care au nevoie de sprijin, de ajutor. Nu doar bisericile locale, a rămas grădinița creștină care are nevoie de susținere nu doar spirituală, dar cât și organizatoric și financiară. Au rămas grupurile de copii, de tineri. Au fost momente când ne-am îndoit că am luat decizia cea mai bună, dar apoi Dumnezeu ne-a arătat clar că am luat cea mai bună decizie. Și am văzut mai multe lucruri care ne-au confirmat că întoarcerea noastră în România a fost ceea ce Dumnezeu a dorit de la noi. De multe ori, atunci când oameni au venit și s-au înduit de noi, ne-am înduit și noi. Dar Dumnezeu din nou ne-a dat pace și liniște și ne-a arătat clar că asta trebuia să facem. Loredana, pentru tine cum a fost? Decizia asta cum a fost? Nu vreau să fiu eu motivul principal pentru care să ne întoarcem și cu toate că boala pe care o aveam, bilhazia, a început în urmă cu câțiva ani, cred că Dumnezeu așa a hotărât cumva să ne constrângă pentru că cel puțin eu nu eram gata să vin în România. Copiii noștri nici atât. Adică era o teamă de reacomodare, cel puțin pentru ei, adică de acomodare pentru ei și reacomodare pentru noi. Dar ne simțeam acasă, eram acolo unde ne vrea Dumnezeu și mi-a fost, cel puțin mie, mi-a fost greu să accept faptul că, da, Dumnezeu a hotărât până aici. De acum, mi-amintește momente în care frații ne încurajau și ne încercau să ne încurajeze cu privire la copiii noștri, care au fost momente în care ei au fost neglijați din cauza lucrării. Emi era la studiu, eu la studiu în partea asta cu femeile, Samuel în spate, îl căram în câțiva kilometri și cred că prin boala pe care Dumnezeu a îngăduit să o am,
a fost cumva constrâns, că da, e nevoie să luăm, să avem grijă puțin și de noi și copiii noștri, care la fel, Samuel termină curând liceul și acolo nu chiar nu mai avea ce să facă. Dar, din nou spun, cum spunea și Emi, așa cum Dumnezeu ne-a chemat în Malawi, Dumnezeu a zis până aici, timpul vostru în Malawi. Și uneori ne-e greu să acceptăm lucrul ăsta, dar ne rugăm ca Dumnezeu să ne călăuzească, să ne vedem locul aici și modul în care putem să fim implicați. A fost o perioadă de acomodare în Malawi, acum e o perioadă de reacomodare în România. Cum e perioada asta de reacomodare, de readaptare, dacă pot să numesc așa, aici? A trecut un an și 5 luni de când ne-am întors în România. Fizic suntem în România, dar de multe ori nu suntem în România. De ce mai multe ori? De ce spun lucrul ăsta? Pentru că ne-am rămas implicați în lucrarea de acolo. Sunt oameni care oarecum depind de noi, de deciziile pe care le luăm. Cum vă spuneam, aproape zilnic comunic cu ei și de multe ori, Emi, acum ce să facem? Acum chiar nu mai știu ce să facem. Totdeauna i-am îndemnat ca ei să depindă de Dumnezeu așa cum am depins și noi. Dumnezeu poate să facă minuni și în viața lor, Dumnezeu le poate purta de grijă și lor, și lor așa cum ne-a purtat și nouă. Am văzut cum Dumnezeu, într-un mod forțat, i-a maturizat niște tineri care au rămas cu biserica locală, niște tineri care au rămas cu grupurile de copii, de adolescenți, niște tineri care au rămas cu grădinița creștină, responsabilități în fiecare zi, 170-150 de copii zilnic să-i hrănești, să te ocupi de ei și niște tineri să facă toate astea. Și am spus, fraților, eu când am ajuns în Malawi, am avut 26 de ani și Dumnezeu s-a folosit. Și Dumnezeu... Am făcut multe greșeli. Dumnezeu a avut răbdare cu mine, m-a crescut pe mine, m-a ajutat pe mine. Așa Dumnezeu o face și cu voi. Și așa se întâmplă. Și dăm seama Dumnezeu să vedem cum au început să iei decizii, au început ei să vină cu idei cu privire la lucrare. Și dăm slavă Domnului pentru asta. Eu cred că dacă noi rămâneam în Malawi, noi privam pe ei de multe binecuvântări din partea Domnului, ca noi făceam totul și ei doar erau linia a doua. Ne-a ajutat. Acum ei sunt linia întâi și noi ne-am retras linia a doua și îi susținem pe ei. Ce frumos e că după ce muncești 13 ani, nu doar vezi rodul că oamenii au fost ajutați, unii s-au pocăit, sunt adunări plantate, dar vezi și lucrători. Vezi și lucrători, vezi oameni care au capacitatea spirituală dar și fizică să ducă lucrarea mai departe. E un lucru extraordinar. Vreau în încheiere să vorbim puțin despre care sunt nevoile cele mai mari acolo. Voi v-ați întors și lucrarea a rămas, ea lui Dumnezeu continuă. Dar sunt nevoi, sunt lucruri de care lucrarea are nevoie. Care sunt lucrările alea? Și apoi, dacă puteți să vorbiți puțin despre parteneriatul cu agenția Kairos pentru lucrarea de acolo. Biserica locală și lucrarea spirituală, cred în toată inima că este de la Dumnezeu și va rămâne. Dumnezeu este Cel care a început și Dumnezeu va continua. Pentru o perioadă am fost noi acolo, Dumnezeu s-a folosit de noi, dar așa cum Dumnezeu s-a folosit de noi, așa se poate folosi și de ei. O mare provocare pentru noi a rămas însă lucrările sociale și lucrările care sunt desfășurate în jurul adunării locale, cum e lucrarea cu copiii, cu tinerii care au nevoie de resurse. Cred că una dintre provocări acum este ca să vedem cum Domnul poartă de grijă și de multe ori chiar Lordana spune, Emi, 13 ani ai fost credincios, acum nu mai ești credincios? 13 ani Dumnezeu a purtat de grijă, acum Dumnezeu nu mai poate purta de grijă? Au fost momente când am spus, Lordana, eu trebuie să trimit bani în Malawi și nu am bani. Dacă n-am cerșit atâția ani, mă apuc acum de cerșit și am zis, nu, rămâne credincios Domnul. Și Domnul a rămas credincios și Domnul poartă de grijă. În schimb, lucrările au luat o linie de stagnare.
este nevoie de cineva cu viziune, cineva care să meargă, să fie acolo și să preia lucrarea. Pentru că, de fapt, noi știm că nu este o stagnare, ci este lucrurile merg înapoi. Am început acest parteneriat cu Kairos pentru că am vrut să fim de folos, dar în același timp am vrut ca să putem provoca pe alții care să înțeleagă importanța punerii la dispoziție în lucrarea lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să fiu puțin egoist. Am vrut ca cineva și îmi doresc ca cineva să continue lucrarea din Malawi. Mă gândesc la lucrarea pe care mi-am început-o. Vrem ca prin agenția Kairos, o agenție care a influențat și influențează atât de mult tineri și provoacă în lucrarea de misiune, să putem să ajungem la cei tineri și acei frați, surori care au pe inimă lucrarea și să le putem fi de ajutor ca ei să se pună la dispoziția Dumnezeu și să poată sluji acolo în Malawi. Ca și provocări, ca și nevoi în Malawi, da, a rămas provocarea credincioșii fraților. Noi de aici le putem scrie mesaje, putem vorbi cu ei la telefon, dar nu suntem acolo cu ei, nu putem vedea exact ce se întâmplă. Am organizat, așa cum Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, lucrurile în Malawi ca să ne putem verifica unul pe celălalt, dar credem că Dumnezeu este Cel care continuă lucrarea. Partea cu lucrarea socială, încet, încet am tăiat anumite activități pe care nu le-am văzut ca și prioritare. Au rămas acele lucrări sociale care au o implicare majoră în partea spirituală, cum este credința creștină, unde peste 100-150 de copii în fiecare zi merg acolo, învață un verset biblic, sunt expuși la Cuvântul lui Dumnezeu și pentru o perioadă de 3-4 ani cât stau acolo la credință, ei învață mult. Și vrem să credem că acest Cuvânt al Dumnezeu semănat în inima lor va duce rod în viața lor. Și de aceea am continuat să susținem această lucrare care, zic eu, necesită o grămadă de resurse. Dar Dumnezeu a fost credincios și va rămâne credincios în lucrare. Sunt multe lucrări începute acolo, unele pe care Dumnezeu le-a binecuvântat și acum frații continuă să le facă, dar dacă e să le, nu știu, să le enumeri, care ar fi ele și care ar fi, să zic așa, nu nevoile, dar modul în care unii frați ar putea să se implice în mod concret, că despre asta e vorba la urmă urmei. Au rămas bisericile locale. Într-un mod special mi-am slujit în biserica din Sanama, care era cea mai apropiată de unde locuiam noi. Și a rămas biserica din satul Cacioca și biserica din Palumbe. Deci trei adunări. Trei biserici în care noi ne-am implicat. A rămas grădinița creștină cu implicarea de acolo. Au rămas grupurile de copii și adolescenți. Au rămas grupul de ucenicizare, studiu biblic, și acolo eram implicați cu școala biblică Emmaus, un frate misionar care s-a retras de pe câmpul de misiune cu mai mulți ani în urmă, ne-a lăsat cumva și ne-am continuat lucrarea pe care l-a început-o, dar pentru că nu mai suntem acolo în Malawi, cumva lucrarea cu școala biblică Emmaus am stopat-o pentru că resurse și alte lucruri nu ne-au permis să facem lucrurile acestea, dar biserica locală, credința creștină, grupurile de copii și adolescenți, studiu biblic și ucenicizare, astea sunt activitățile majore care au rămas acolo în Malawi. În încheiere, sunt sigur că mulți vor urmări discuțiile astea și poate vor avea întrebări, dar cred că mai mult decât atât ar trebui să ajutăm pe cei care ne urmăresc să înțeleagă că dincolo de partea asta, eu știu, fizică, organizatorică, nevoile, provocări și mai departe, e Dumnezeu. E Dumnezeu care a început biserica, o susține, o sfințește, o hrănește, o conduce
și o va prezenta înaintea Lui în slavă. Aș vrea să încheiem cu încurajări pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care vor să meargă în misiune, pentru poate sunt între cei care ne urmăresc tineri care nu știu încă exact unde să meargă, știu că vor să meargă, dar nu știu unde. Și poate da, Dumnezeu îi călăuzește să meargă în Malawi, nu știu. Cum i-ați încuraja în încheiere? Câteva gânduri de încurajare da, pentru astfel de tineri. Dragilor, investiți în lucruri veșnice. Dacă investim în lucrarea lui Dumnezeu, nu vom da niciodată greș. Și de fapt asta este chemarea noastră a fiecăruia dintre noi. Dumnezeu nu a ales doar misionare, nu a ales doar evangheliștii pentru a răspândi cuvântul Dumnezeu. Eu înțeleg acolo din Scriptură că noi toți copiii lui Dumnezeu suntem chemați ca să îl slujim și să facem. Nu am fost mântuiți doar ca să fim scăpați de iad, ci am fost mântuiți ca să îl slujim pe Dumnezeu. Și aș provoca și chiar aș încuraja pe tine, pe toți cei care simt o chemare pentru lucrarea Dumnezeu. Puneți-vă la dispoziția lui Dumnezeu. Încercați-L pe Dumnezeu și o să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Și cum Dumnezeu este mai mult decât gata să se folosească de cei care se pun la dispoziția Lui. Nu vă îndoiți și nu lăsați aceste lucruri secundare ca să vă încetoșeze mintea sau nevoile, problemele, cum, unde. Spuneți tot lui Dumnezeu care știe toate. Și lăsați-L și așteptați pe Dumnezeu să vă arate exact, clar. Cred că e cea mai mare binecuvântare pe care noi am primit-o în toți anii aceștia. Să vedem cum Dumnezeu se implică până la cel mai mic lucru din viața noastră, fiecare mănunt, atunci când noi îl prezentăm înaintea Lui și așteptăm ca El să lucreze. Dragilor, mergeți înaintea lui Dumnezeu. Prezentați-L Dumnezeu dorința voastră, prezentați-L poate nevoile voastre sau poate nu știți clar unde sau cum sau ce. Cereți ca Dumnezeu să vă arate clar. Întrebați pe frații de la Kairos, contactați pe frați misionari să vă spună într-un mod direct despre implicare și eu cred că Dumnezeu se poate folosi de oricine care se pune la dispoziția Lui. Loredana, sunt și surori care ne urmăresc. Sunt fete tinere, poate unele căsătorite, care vor să fie un ajutor potrivit pentru soții lor și da, au nevoie poate de încurajare sau au nevoie de motivare. Ce putea să le spui? Exact cum am început, că atunci când, cu privire la căsătorie, că atunci când e sigur că acela sau aceea este soțul sau soția, la fel spun și despre misiune. Dacă ești sigur că este voia lui Dumnezeu să mergi acolo, fii sigur că El va fi cu tine. Și, cum spunea și Moise, dacă nu mergi tu cu mine, nu mă lăsa să merg eu. Asta cred că e cel mai important. Atunci când vrei să fii implicat, roagă-te ca Dumnezeu să-ți arate locul și fii sigură că Dumnezeu va merge cu tine acolo. Am vrea să ne folosim de acest prilej ca să mulțumim tuturor acelora care toți acești ani au fost și au rămas împreună cu noi și cu lucrarea din Malawi. Frați din biserici, prieteni care ne-au susținut atât pe noi ca și familie, cât lucrarea din Malawi. Ne rugăm ca Dumnezeu să continue să vă binecuvinteze și să răsplătească atât dărnicia cât și purtarea noastră în rugăciune. Da, pentru toți cei care ne-ați urmărit, Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumim familiei Marianciu pentru gândurile astea pe care le-am părtășit. Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice o generație de tineri necompromiși, tare în Scriptură, plini de Duhul Sfânt și de îndrăzneală, care să meargă nu doar în Malawi, în România și până la marginile Pământului, pentru că Domnul Iisus e gata să vină. Noi îl așteptăm. Mântuitorul nostru va veni. Domnul să binecuvinteze în continuare, să binecuvinteze familia și lucrarea care a început-o prin voi, El să o desăvârșească. Mulțumesc! Mulțumesc.